sunt trăiri emoționale care pur și simplu leagă pe oameni ca într-o închisoare. Autovictimizarea și autocompătimirea are a face cu emoțiile interioare, gândurile, și oamenii se văd victimă. Ei trăiesc sentimentul acesta de victimă. Viața a fost nedreaptă cu ei și toate lucrurile au fost împotriva lor. Ei caută vinovați. Numai pe ei înșiși nu se includ în lista vinovaților. Ei pentru orice problemă găsesc un vinovat, inclusiv pe Dumnezeu. Autocompătimirea și autovictimizarea este o flagelare a ființei umane, a sufletului, a emoțiilor. Este un mod de gândire, este ca o închisoare. Sunt ca niște legături care îi încătușează pe oameni. Dar vestea bună este aceasta. Dumnezeu, în Isaia 61, a spus așa: Duhul Domnului este peste mine, pentru că mă uns ca și m-a trimis ca să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, pentru toate arenele și pentru toate abuzurile prin care ai trecut. Dumnezeu te vindecă și toate legăturile acestea emoționale, nedumnezeiești, generate de autocompătimire și autovictimizare, Biblia vine și spune, dă drumul celor prinși în închisoare și celor care sunt legați, le dă libertatea. Calitatea vieții depinde de modul de gândire. Fiindcă în cartea Proverbelor spune, așa cum gândește omul în inima lui, așa este el. Oamenii care se autovictimizează și se autoflagelează, se autocompătimesc, ei trăiesc în condamnare, își plâng de milă, își plâng de trecutul lor, fie că este o vinovăție reală, fie că este o vinovăție imaginară. Ei găsesc plăcere să-și alimenteze durerile sufletești condamnându-se și autocompătimindu-se și folosesc din nou. Este o autoflagelare a sufletului. Ei se pedepsesc pe ei înșiși, fiindcă simt nevoia să-și alimenteze durerea cu altă durere. Vestea bună este aceasta. Dumnezeu te face liber. El vine în ajutorul tău. Inima ta rănită și inima ta zdrobită, El o vindecă și toate legăturile acestea de condamnare, de învinovățire, de pur și simplu toate. Domnul Iisus spune așa, dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat liberi. Cu adevărat liberi. El te face liberi. Ce trebuie să faci? Tu știi cum ești. Știi stările prin care treci. Nu trebuie să te le descriu. Ce trebuie să faci? Îți vorbesc inimii tale. Dumnezeu te iubește. Acceptă dragostea Lui. Vino la El și spune sincer, Doamne, vindecă-mi inima mea rănită. Plânge înaintea Lui. Povestește-i, spune-i motivul pentru care inima ta este rănită. Apoi, mărturisește nevoia de vindecare a sufletului. Spune-mi, Doamne, eliberează-mă, Doamne, vindecă-mă, șterge-mi amintirile, vindecă-mi amintirile. Eu nu spun ca să negi trecutul tău. Eu îți spun ca să, peste trecutul tău, să accepți iubirea și iertarea lui Dumnezeu și vindecarea lui Dumnezeu. Nu trecutul tău și eșecurile trecutului trebuie să-ți modeleze prezentul și viitorul. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți modeleze viitorul. El are un viitor și o nădejde pentru tine. Repet încă o dată. Calitatea vieții depinde de ceea ce gândești, depinde de ceea ce ai în mintea ta. Dumnezeu îți vindecă conștiința, Dumnezeu îți vindecă amintirile, Dumnezeu îți vindecă sufletul de toate rănele, ridică-te, fii liber. Îți recomand ca să citești Isaia 61, de la versetul 1, acolo vine și spune așa, Dumnezeu vindecă pe cei cu inima zdrobită. În loc de cenușă frumusețe, El îți schimbă statutul vieții tale. Dă drumul celor apăsați, celor legați. E vorba despre legăturile sufletești, despre autocompătimire, despre autovictimizare. Dumnezeu te dezleagă. Acceptă lucrarea aceasta.
Și scopul pentru care face aceasta, el te unge cu un lemn de bucurie, o mante de laudă în locul unui duh mărnit, este ca tu să fii, în Biblia folosește expresia, un terebint al neprihănirii, ca să te bucuri de relația ta cu Dumnezeu. Și tot ce a fost în viața ta, Isaia 61 cu versetul 4, citește, te rog, tot ce a fost în viața ta dărâmat, tot ce a fost pustiu, Dumnezeu restaurează, rezidește și tot ce ai pierdut în viață, Dumnezeu îți dă înapoi. Versetul 7, Isaia 61 cu 7, în locul rușinii vei avea îndoită cinste. Nu se merită să trăiești restul de viață în autocondamnare, în auto-învinovățire, în flagelându-ți sufletul când știi că Dumnezeu te iubește așa de mult și El îți oferă iubirea și dragostea Lui. Aruncă-te în brațele Lui așa cum un copil aleargă la tatăl său și îi spune, Tată, te iubesc, și Tatăl îl îmbrățișează. Așa te îmbrățișează Dumnezeu cu dragostea Lui. Bucură-te de Dumnezeu!